Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul meu. Am să fac aici un trepied, mai bine zis un patruped, că are, o să aibă patru picioare, pentru a pune tuciul la foc, tuciul pe foc, că cum eu nu am, am avut anul trecut, dar nu era al meu, era la altcineva, la un prieten al meu și l-am dat înapoi. Și na, acum trebuie să-mi fac și eu unul și o să mi-l fac eu din aceste țevi. O să mi-l fac cu patru picioare ca să pot să pun tuciu pe el, să pun și o tablă pe el. Că tablă o să-mi trebuiască pentru a face vinetele și ardeii. Vinetele și ardeii din care voi face zacusca. Dar am și aici tăvile care vin puse. Pe aceste tăvi le-am luat și eu de la o brutărie care nu le mai folosește și le folosesc eu. Sunt foarte bune la grădină aici, ca să le folosesc să coc vinetele și ardeii pe ele. O să le curăț un pic, că sunt un pic de pline de arsură, de ulei, de făină, că na, le-a folosit de la o brutărie, sunt astea. Au fost folosite într-o brutărie și na, au fost arse. Dar sunt bune. Pentru a coace am și una mai nouă, care e asta. Am alta aici, care asta e nou nouță. Asta chiar e foarte bună. Cred că mai degrabă am să fac pe asta. Și asta o să o folosesc doar pentru a pune tuciu peste ea. O să-i fac o gaură în centru și o să pun tuciu. Da, voi vedea cum va ieși. O să vă arăt și vouă cum va ieși. Momentan trebuie să tai țevile astea la măsură, la cât îmi trebuie mie. Și asta e ultima țeavă care o tai la măsură. Da, dacă vă întrebați de zgomotul care se aude de la generator, că aici n-am curent la grădină, și mi-am luat generatorul de acasă ca să pot să tai. Așa că să-i dăm drumul. Ochelarii de protecție. Cam asta e. Aici le-am pe toate, tăiate la măsură și am terminat. Acum o să mă apuc să le montez. Deci am terminat cu tăiatul, toate țevile la măsură. Astea sunt piciorușele care le-am tăiat la 40. Iar astea o să fie partea de sus, lateralele, care sunt de 50, iar astea sunt, na, cele mai lungi, vin din partea de sus. Da, și acum o să-i pun piciorușele, ceva de genul, stați așa. Piciorușele vor veni un pic așa și voi pune un teu din ăsta, așa. Va trebui să dau găuri și să-l prind cu șuruburi și în capătul ăsta la fel. O să-i fac la fel. O să-i pun teul ăsta așa. Deci ceva de genul o să fac. Cam așa. Și o să trebuiască să-i dau niște găuri aici. Toate găurile astea. O să găuresc. O să și măsur. Să pun la măsură. O să pun undeva la 35. Practic o să las câțiva centimetri în sus. Da, o să vedeți la final ce o să iasă. O să vă mai arăt pe parcurs. Și am dat găuri la o parte din patru pereți, să zicem, am și uit, nici nu știu cum să-i spun.
În fine, trepied, să-i zicem trepied, pentru pustuciu pe foc. Da, i-am dat găuri aici, o să vină asta așa, ceva de genul. O să-i pun șuruburile. Vin șuruburi de aici. Vin șurub pe aici. Vine asta așa. Vine șuruburi și aici, în partea asta. Vine aici. Dar nu tot. Vine așa. Vine și aici la fel. Apoi vine asta așa. Mai puțin. Deci ceva de genul vine. Cam așa. Vine așa. Îi pun piulițele. Și aici va veni să-l strâng. Uite așa vine. Asta e invenție făcută acum de mine. Nu știu ce o ieși. Nu știu dacă o să fie eficient, dacă o să fie ok. Ce mi-a venit și mie în minte cum să o fac, acum nu știu, na. Aici am făcut la fel și așa o să fac și cu partea cealaltă. Da, o să revin mai încolo și cu restul, când o să fie montată. Și da, oameni buni, cam asta e tot, am reușit să-l termin. Da, în unele locuri l-am legat cu sârmă, n-am mai stat să pun șuruburi. Am zis că merge mai rapid. Așa. Cam ceva de genul vine. Aici o să fac focul, am făcut frumos cu cărămiz, deja aveam făcut. Și o să vină tăvile astea. Ceva de genul o să vină tăvile. Cam așa o să vină. Și voi pune ardei la copt. Uite așa. Vedeți? Cam așa va veni, vine. Și apoi vor veni ardei aici, vinetele le voi pune deasupra. Și de dedesubt voi face focul. Deci am terminat cu asta. Dacă aveți vreo, nu știu cum să spun, vreun consiliu, vreo altă idee de a face, eu știu, un alt sistem, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Dacă aveți întrebări, lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest video și a fost de folos, nu uitați să dați un like, dați mai departe să vadă și prietenii voștri și abonați-vă la acest canal dacă încă n-ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!